Mă gândeam că nu ar fi rău, ar fi bine să ne amintim câteva lucruri despre post. Le știm, probabil. Însă, mă gândeam că nu este rău și poate trebuia mai devreme să ne uităm puțin la ceea ce numește Biblia adevăratul post. Cine mulți dintre noi sunt implicați în această lucrare și există riscuri să postim într-un mod neadecvat. Postul este o lucrare spirituală, este o lucrare frumoasă, o lucrare a lui Dumnezeu, o lucrare biblică. Chiar dacă sunt multe denominații, mulți creștini, așa zici, care spun nu mai este nevoie de post în secolul acesta. Nu ne mai chinuim să îl determinăm pe Dumnezeu în felul acesta. Există chiar denominații, precum martorii Jehova, care interzic postul și spun că nu este biblic. Ei bine, noi credem în Biserica Pentecostală și cred că este o învățătură biblică, credem din toată inima noastră că până vine Domnul, până vine mirele și vom intra la sărbătoare, trebuie să postim. Amin? Este o lucrare bună, este o lucrare duhovnicească, este o lucrare pe care Dumnezeu ne o cere în timpul vieții noastre, prin scripturi. Și Domnul Iisus spunea el însuși, ci tu când postești, fă cu tare și cu tare lucru. Înțeleg prin aceasta că Dumnezeu n-a desfințat în Noul Testament postul. Chiar dacă pentru o vreme ucenicii n-au postit, și Domnul Iisus spunea: Ei nu postesc acum pentru că mirele este cu ei. Dar vin zile, zice El, când vor posti. Ca tare, Biserica primară s-a întors la post. Încă de la temelia Bisericii. Oamenii, lui Dumnezeu, ucenicii și apostolii au postit. Fapte 13 spune pe când posteau ei și se rugau, Duhul Sfânt a vorbit. Ca atare înțeleg că postul este o datorie spirituală, este o disciplină spirituală până în ziua de astăzi. Să dragii mei, trebuie să recunoaștem că postul deși este bun, are capcanele lui, are pericolele lui. Putem să postim o lucrare bună, și totuși nu postim cum vrea Dumnezeu. De aceea sunt multe în Isaia 58. Vreau să citesc doar primele cinci versete. Poate de seară vom dezbate altceva, mai încolo, mai jos. Acolo unde începe Domnul, Domnul Dumnezeu prin Isaia, prin prorocul Isaia să spune Iată postul plăcut mie. Însă în primele cinci versete Dumnezeu atrage atenția prin profet legat de niște moduri greșite de a posti pericole ale postului. Spune cuvântul așa, strigă în gura mare, nu te opri. Înalță-ți glasul ca o trâmbiță și vestește poporului meu nelegiurile lui, casei lui Iacov, păcatele ei. În toate zilele mă întreabă și vor să afle căile mele, ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea și n-ar fi părăsit legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu. La ce ne folosește să postim, zic ei, dacă tu nu vezi la ce să ne chinuim sufletul dacă tu nu ți seama de lucrul acesta? Pentru că, zice Domnul, în ziua apostolului vostru vă lăsați în voia pornirilor voastre și a asupriți pe și voștri. Iată, postiți ca să vă ciorovăiți și să vă certați, ca să bateți răutăcios cu pumnul, nu postiți cum cere ziua aceea ca să vi se audă glasul sus. Oare acesta este postul plăcut mie, să-și chinuiască omul sufletul o zi? să-și plece capul ca un pipirig și să se culce pe sac și cenușă, aceasta numești tu post și zi plăcută Domnului? Și prorocul lui Isaia continuă, iată postul plăcut mie. Și vom putea vedea poate cu altă ocazie, poate de seară, ce înseamnă post în ochii lui Dumnezeu. Dragii mei, există câteva pericole în această lucrare, câteva moduri greșite, câteva mentalități greșite legate de post. Și iată prima. Spune Cuvântul aici, în toate zilele mă întreabă și vor să afle căile mele, ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea și n-ar fi părăsit legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte. Doresc să se apropie de Dumnezeu, zice prorocul aici, în mod ironic, clar. Oamenii credeau că prin post se pot apropia de Dumnezeu. Și este adevărat. Că întrebându-L pe Domnul prin proroci, se apropie de Dumnezeu. Și este adevărat. Ei credeau că studiind legea Dumnezeului lor, se apropie de Dumnezeu. Și este adevărat. Însă, israeliții din vremea aceea nu nu neapărat diferit de astăzi, credeau ca unii astăzi că se pot apropi de Dumnezeu prin profeți, prin cuvânt, prin post, dar fără sfințire. Și Dumnezeu spune aici, vreți post? Vreți lege? Vreți să întrebați pe Domnul? Foarte bine. Dar spune aici cuvântul ca unii care n-ați fi părăsit legea. Cu alte cuvinte, ați părăsit legea? Dragii mei, vreau să subliniem foarte clar că nu se poate post și apropiere de Dumnezeu fără sfințire. Am început duminica trecută să spun acest adevăr, dar vreau să-l accentuăm. Dumnezeu spunea, e zero. Câtă vreme în ziua aceea postului, voi nu vă căiți, voi nu vă mărturisiți voi asupriți pe și voștri. Sunteți porniți la rău. Postul ăsta nu-mi place, zicea Dumnezeu, nu-mi place. Mie îmi place postul unit cu pocăința, cu smerenia. Dragii mei, postul are ca scop, unul dintre scopuri, ca omul să se oprească din alergarea lui, din, din, să se lege pe sine însuși, să nu-și împlinească poftele de niciun fel ci în ziua aceea să pun o zi deoparte pentru Domnul în care să se verifice Postul cere mărturisirea păcatelor. Postul cere sfințire și apropiere de Dumnezeu numai prin sfințire. Auzeam oameni care spuneau, frate, decât să-mi cer iertare, mai bine postesc trei zile. Ați auzit? Există oameni care cred asta. Când greșesc față de frații lor, postezi ca Dumnezeu să ierte. Degeaba! Biblia nu a prescris pentru păcate față de frații noștri post. Și postul ăla nu este curativ, nu ne sfințește. Există o singură metodă pe care Biblia o prevede când greșești față de fratele tău. Să-ți ceri iertare. Și postul ăla nu este nimic, este zero dacă nu te pocăiești și nu faci ceva legat de fratele tău. Asta este chemarea lui Dumnezeu prin Scriptură. Vedeți, aici sunt trei lucruri prin care oamenii cred că se apropie de Dumnezeu, dar fără sfințire. Și vreau să subliniez, platforma pe care ne apropiem de Dumnezeu este sfințirea și numai sfințirea. Legea Dumnezeului său, zice, vor să audă legea, le place. Este interesant, dragii mei, că la oameni le place să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci, și astăzi. N-am auzit pe nimeni zicând că e prea multă predică. Toți frații și surorile că e prea puțină predică. Vrem predici mai multe, vrem predici mai bune, vrem predici speciale, pregătiți-vă mai mult, predicați mai mult. Ba chiar am observat că și oamenii care nu sunt neapărat în rânduială cu viața, au aceeași poezie, fraților, predicați mai mult. Asta ne lipsește la biserica ei, predică! Și Domnul spune, nu, este lege, spune, dar nu e împlinită. Dragii mei, din totdeauna criza bisericii n-a fost de vorbitor, nu numai aici, și la țară în România. Frate, avem nevoie de predicatori? nu avem bine spunea fratele Doru, avem, avem, avem destui. Criza bisericilor lui Dumnezeu este criza de împlinitori. Și Domnul spune, degeaba vreți să ascultați legea, vă înghesuiți să ascultați porungi, vreți hotărâri drepte, vreți cuvinte frumoase, dar v-ați depărtat de legea Dumnezeului vostru, spunea cuvântul aici. Dragii mei, îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne dea putere să împlinim. Cât auzim? E destul. E destul. Problema noastră nu este una a lipsei de cuvânt, ci criza de azi este criza de împlinitori ai cuvântului Lui Dumnezeu. Că Dumnezeu spunea prin Domnul Iisus, ferice de cel ce ascultă cuvântul și îl împlinește. Mai jos spune aici cuvântul, mă întreabă. Înțeleg că aici e vorba de o întrebare directă. Oameni care iubesc lucrarea Duhului Sfânt. Oameni care iubesc profeția, dar nu vor sfințire. Merg la proroci și zboară din proroc în proroc, din floare în floare, dar nu sfințire. Și se mai și, oarecum, nu știu cum să zic, se dau cu vopsea peste rugină zicând dacă Dumnezeu mi-a vorbit, înseamnă că sunt ok. Dragii mei, nu este biblică această mentalitate că dacă prorocul îmi spune ceva, Dumnezeu este în regulă cu mine. Așa că atunci când un copil greșește, totuși vorbim cu el, îl iubim. Dar nu înseamnă că suntem de acord cu neascultarea și a copilului nostru. Dumnezeu când ne spune că ne iubește, nu înseamnă că suntem sfinți. Când un, -un proroc Dumnezeu îți vorbește în dragoste, nu înseamnă că ești ok. Nu-ți polei păcatul cu profeții când vezi, Dumnezeu mi-a vorbit, înseamnă că sunt ok. Dumnezeu îți vorbește pentru că vrea să te întorci la El. Dragostea Lui nu înseamnă sfințenia ta. El este un Dumnezeu credincios și ne iubește și ne vorbește ca să ne întoarcem la El. Este o problemă în bisericile pentecostale că iubim atât de mult lucrarea Duhului Sfânt și totuși nu iubim sfințirea. Lucrarea Duhului Sfânt fără sfințire este o bombă atomică care poate distruge. Vreau să vă spun ceva, dacă noi acum vinerea viitoare, peste două săptămâni, am anunțat că nu se prorocește și că fratele Puiu cu fratele Valii vor sta în birou la mărturisiri și anunțăm, fraților, vinerea asta nu facem nimic, numai ne rugăm și mărturisim păcatele. Nu prorocește nimeni, nu predică nimeni, este o seară a și a mărturisirii păcatele. Vreau să vă spun că ar fi foarte puțini oameni la biserică. Dar ori de câte ori anunțăm profeți, vine lumea cu duiumul din oraș. Biserica va fi plină în acea vinere. Alergăm la lucrarea Duhului Sfânt și e bine că ne place, dar Dumnezeu ne cheamă dincolo de asta. Mă întrebați, vreți hotărâri drepte? Vreți profeții? Și spune cuvântul aici, de parcă n-ați fi părăsit legea. Dragii mei, adevărul este că noi știm ce avem de făcut. Și să nu mai vină proroci încă o sută de ani în biserica noastră. Și să nu mai prorocească nimeni. Noi știm ce avem de făcut. Fiecare familie știe unde trebuie îndreptat. Fiecare individ este conștient de păcatul lui. Este conștient de răzvrătirea lui. Este conștient de neiertarea lui. Știm! Nu trebuie să mai întrebăm pe Domnul acum nimic. Știm! Trebuie doar să facem! Și iată, pe lângă profeție, cuvânt și post, spune, postiți ca să vă cioroviți. Nu merge postul împletit cu nelegiuirea, spunea Dumnezeu. Haideți, dragii mei, până la acea vinere să ne mărturisim păcatele, să ne pocăim și să ne întoarcem la Domnul. Vă spuneam că pentru mine este o practică și nu vreau să mă laud. Spun că Pavel, iertați-mi nebunia, dar pentru că în această biserică nu se practică această mărturisire, decât într-o măsură foarte mică. Sunt dator să spun și să mă dau exemplu. Chiar ieri, deși mă măturisesem încă o săptămână, două înainte, am vorbit cu mentorul meu, cu un frate. Și mă întrebat cum ești? Uite, frate, asta, asta. Nu aveam nimic deosebit, dar am stat de vorbă cu un păstor în vârstă ca să, ca să, mă apropii de Dumnezeu, ca să primesc un sfat. Ca să spun, frate, cred că aici nu-i bine, uite, mă îngrijorez. Am greșit la asta, uite, mă, mă, mă agit mai mult decât e cazul, nu lucrarea mea, e a lui Dumnezeu, greșesc. Frate, am păcătuit, Mă întreb oare câți dintre dumneavoastră credeți că lucrul acesta este necesar? Mulți spuneți, asta e poezia păstorilor, știm noi, ei spun la alții și rămânem în această stare a legăturilor noastre, a păcatelor noastre și fugim de eliberarea care vine prin mărturisirea pe care vorbește Iacov, mărturisiți-vă unii altora păcatele. Când ne mărturisim fraților noștri, avem șansa să primim un sfat, îmi spune acest frate păstor care mă să ieri, spune, frate, nu-ți amintești tu predica aia care ai predicat atunci? Ai uitat-o? Păi tu ai predicat! Și-am zis, da, frate, așa -i. Eu am predicat, dar astăzi parcă eu mă îngrijoresc. Parcă eu îmi pierd credința. Și-așa de mult m-am bucurat că cineva, un frate mai în vârstă, a spus, fi tare, mă rog pentru tine. Vă încurajez să căutați lucrul acesta în viața dumneavoastră. Dumnezeu ne cheamă la post împreună cu sfințire, profeție împreună cu sfințire, predice împreună cu pocăință și cu regret, ca Dumnezeu să lucreze în viețile noastre, mărit să fie Domnul. Mai jos spune cuvântul așa: La ce ne folosește să postim? Dacă tu nu vezi. Există în mintea multora ideea că postul trebuie să fie o unealtă utilitar. Există această perspectivă utilitariană în ce privește postul. Adică postim ca să căpătăm ceva. Ce pică? Un spirit bișnițar. Ce pică dacă postim? Spun unii mai spiritual, what's the purpose? Care este scopul? Și este drept. Scopul are, postul are scopurile lui. De cele mai multe ori când spuneam, frate, păi Scopul e să ne apropiem de Domnul. Păi ce, ăsta e un scop? Zice. Un scop concret, adică ce pică? Trebuie să existe un scop tranzacțional. Îi dăm lui Dumnezeu o zi de post, dar el ce ne dă? Adică cum, mă postim așa numai să ne apropiem de Domnul? Asta e general, frate. Anunță la învăț scopul clar. Ce căpătăm? La ce ne folosește? What's the deal? Și asta e spiritul nostru managerial, născut în noi, nu facem nimic care să nu renteze, să nu merite, să cadă ceva. Dragii mei, scopul postului nu este să îl determinăm pe Dumnezeu să ne dea un cadou. Nu acesta este scopul unui post. Noi nu postim ca să facem o tranzacție cu Dumnezeu. Doamne, eu postez cu zi, dar te rog să-mi dai job mai bun. It's ok cere domnul un geam mai bun în timpul postului, dar dacă nu-ți dă, nu fi frustrat. Că mulți spun, frate, nu mai postesc, cu spune, cine folosește dacă tu nu ții cont de dorințele noastre? Adică noi venim la Dumnezeu cu o zi de post, dar cu agenda noastră. Doamne, postesc, dar lucrează așa și așa și așa. Și Domnul spune, nu. Nu așa. Când postești, zi, Doamne, facă-se voia ta. Dar mei, noi postim să ne legăm pe noi și dorințele noastre. Noi postim să ne apropiem de Dumnezeu. Noi nu facem lucrul acesta pentru El. Hai să ne uităm în Sfânta Scriptură, în Zaharia, pentru că aici este o altă eroare legată de asta, scopul, postul ca și utilitarianism, adică postim să căpătăm ceva, să ne folosească. Mulți oameni cred că postul, ca ceva adiacent, este un cadou lui Dumnezeu. Mulți cred că postesc și îi dau lui Dumnezeu ceva, postesc pentru Dumnezeu. Și spune cuvântul în Zaharia așa, cei din Betel trimiseseră pe șarețăr și pe regem melec cu oamenii săi să se roage Domnului și să întrebe pe preoții din casa Domnului oștirilor și pe proroci. Trebuie să plâng și în luna a cincea și să mă înfrânez cum am făcut atâția ani? Adică mai trebuie să postim? Doamne, ne ceri? Să postim?, întrebau primul proroci. Vrei să mai postim? La care Dumnezeu supăra, zicea, Spune așa. Spune la tot poporul țării și preoților. Când ați postit și ați plâns în luna 5-a și a 7 -a, în acești 70 de ani, oare pentru mine ați postit? Adică spuneau acești evrei. Doamne, am postit 70 de ani în pustie, în, 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 în Babilon, pentru că n-am avut țara. Am avut un scop, Doamne, dă-ne înapoi țara. Am avut un scop concret, mi-a căzut ceva, aveam un interes. Dar, Doamne, acum suntem în, în Israel, suntem în țară. Mai are rost să ne mai chinuim sufletele? Și Domnul spune supărat, adică 70 de ani pentru mine ați postit? Adică mi-ați făcut mie cadouri? Ați crezut că faceți o tranzacție cu Dumnezeu, postind și rugându-vă ca Dumnezeu să dea țara înapoi? Și spune acolo cuvântul, nu pentru voi ați mâncat și ați băut și când nu mâncați și nu beți, nu pentru voi faceți lucrul acesta? dați mei, postul este un beneficiu pentru noi și nu pentru Dumnezeu. Noi când postim o facem pentru noi și casele noastre ca să ne apropiem de El, să ne smerim trupurile și inimile, să vedem mai clar planul lui Dumnezeu, să înțelegem glasul Duhului Sfânt și nu al firii care ne dă ghes când suntem sătui. Noi nu îi dăm lui Dumnezeu nimic în ziua de post. Nu considerați că oarecum îl îmbunăm pe Dumnezeu cum am îmbuna zeii trecutului. Așa credeau toate religiile pământului, că ducând o jerfă lui Dumnezeu, îi dăm un cadou și îl îmbunăm față de noi. Așa credeau toate popoarele păgâne. Și de multe ori noi când spunem jertvă zile de post, credem același lucru, că îi dăm lui Dumnezeu o jertvă și el se satură cu jertfa aia, ca și cum ar fi un despot doritor de chinul nostru. Nici de cum, nici de cum. Postul, dragii mei, nu este ca să căpătăm ceva de la Dumnezeu neapărat să-l îmbunăm pe el cu lucruri și să-i cerem lucruri materiale și așa mai departe. Măcar că Biblia spune că se poate în ziua apostolului să ceri. Și dacă, deși dacă nu ceri, Biblia promite că îți dă vindecare. Vom vedea de seară, poate. Da, pentru că ai postit, spune Domnul, și că te apropii de Domnul, vindecarea ta va, se va grăbi, va încolți repede. Da, Dumnezeu răspunde cauzelor noastre, însă nu este scopul principal. Doamne, postez pentru asta, pentru asta, pentru asta. Nu suntem la primărie cu o cerere, ci suntem într-o relație cu Dumnezeu pe care îl iubim, și postim ca să ne apropiem de El, să-L auzim mai clar, să-L vedem mai bine și să creștem în dragostea noastră pentru El. Restul e secundar. Ba mai mult, dragii mei, vreau să atrag atenția că există în acest utilitarianism la ce ne folosește. Există pericolul să postim pentru lucruri de-a dreptul străine de Dumnezeu. Acum, dacă cerem vindecare, Biblia spune că Dumnezeu ne-o dă. Dar unii oameni postesc pentru lucruri care nu sunt îngăduite. Efectiv, cerem la Dumnezeu lucruri care sunt de-a dreptul stricate, străine de Duhul Domnului. Auzeam de oameni care postesc să câștige nu știu ce echipă de fotbal. Come on! Credeți că Dumnezeu ascultă astfel de lucruri? Găseam în Sfânta Scriptură niște iudei care au uneltit și s-au legat cu blestem. Că nu vor mânca și nu, nu vor mânca nimic, vor posti până... Când îl vor omorâ pe Pavel, poștim până moare Pavel. Pericol. Spun asta pentru că eu cred că în inimile multora se naște și azi gândul acesta. Doamne, doamne poștim cu biserica, dar avem agenda noastră. Poștim să-l dai jos pe ăla, pe ăla, să-l judeci pe cutare, să ne ferească Dumnezeu. Pericole reale astăzi pentru mine și casa mea și pentru tine. Să te ferească Dumnezeu să te rogi în felul acesta în ziua postului. Să te ferească Dumnezeu să te gândești măcar, Doamne, postim să te ocup de X sau de Y din biserica Elim. Ăsta nu-i post plăcutului lui Dumnezeu. Noi nu postim ca Dumnezeu să lovească pe cineva. Există în tradiția ortodoxă astfel de posturi, pui post pe nu știu care, să-i moară găina, să-i moară vaca. Și de multe ori auzeam că în sate se întâmplă the vice versa, moare cel care a cerut. Și preoții uneori se bagă în lucruri blestemate, unii au curaj să lucreze cu astfel de lucruri întunecoase și postez ca Dumnezeu să, să blesteme pe cineva din, din sat. Să ne ferească Dumnezeu ca în biserica penticostală, să nu cumva să botezăm astfel de obiceiuri, fără să le zicem, dar să le avem acolo. Doamne, poștim casă! Biserica inimă este în post ca Dumnezeu să-și împlinească planurile. Ca Dumnezeu să lucreze după voia Lui. Nimeni nu știe 100% care e voia Lui. Hai să ne smerim, păstori, proroci, predicatori, să, să recunoaștem că cunoaștem în parte. Prorocim în parte! înțelegem prorociile în parte. Să lăsăm războiul acesta al prorociilor, pro și contra. Înțelegem chiar și cu prorociile, în parte. Dumnezeu este singurul suveran care știe. De aceea ne zmerim în fața Lui. Și 40 de zile cele în Doamne, împlinește-ți planurile, grăbește-le. Arată-ți slava, cum se spune aici. Fă să fie gloria ta. Fă ce crezi tu, dar lucrează, Doamne. Asta e postul lui Dumnezeu, nu cu agende personale. Mai mult, pentru că timpul zboară, spune cuvântul aici, spuneam post fără sfințire nu se poate, postul nu e un cadou pentru Dumnezeu, cu postul nu facem tranzacții, nu mergem la cerșit, nu trebuie să ne folosească neapărat la ceva, este pentru folosul nostru spiritual, dar mai spune cuvântul aici, la ce să ne chinuim sufletul o zi? Și spune acolo, crezi că e voia mea să vă plecați capul ca un pipirig? Să-și chinuiască omul sufletul o zi, zice Dumnezeu. Ăsta e postul? Ei, hey, pentru mulți, dragii mei, postul ăsta e o schimonoseală. Ah, oh, e post mâine. Și așa plouați. E ca o caznă, e ca o pediapsă. E ca un canon în termenii bisericilor tradiționale. Postim. Și Dumnezeu vedea că în Israel erau oameni care posteau așa, cu sufletul pleoștit, ca un pipiric, zice. Își chinuiau sufletul o zi. Doamne, postim acum. Păi postul nu e armată. nu e pediapsă spirituală. Postul este o zi de bucurie. Spunea Domnul Iisus Hristos, pentru ce stați necheptănați? Ce stați nespălați pe dinți? Ce stați ploștiți? Ungeți-vă capul, spălați-vă, nu vă arătați la oameni. În ziua postului, ungeți capul. Cu un de lemn, adică bucurie. Nu te arăta oamenilor, nu sta ploștit, frate, eu să zic de post acum, să zic de jerfă. Oamenii unde să știe toți că tu ești în jerfă, nu poți să vorbești, nu poți să zâmbești, nu poți, tu nu, tu ești în jerfă. Să știe toți. Și spunea Domnul, nu, tu postești așa, vine că să se audă sus. Ziua Apostolului, nu e o zi de pedeamță, de caznă. Caută bucuria în ziua aceea. Bucură-te când vine ziua Apostolului. Dar mei, că postul facem de silă. Și cap pe zi, că n-au zis fratele păstor și ne-i rușine să nu ne scriem și noi. Și îl ținem cum îl ținem până la două, dacă îl ținem și până la unu, Doamne, nu mai poți. Și suntem ploase. După ce mâncăm ne bucurăm, dintr-o dată parcă e altfel. Trebuie să căutăm bucuria în ziua asta. Nu postim ca un pipirig, nu poți timp, nu e o zi de pedeapsă. Și spunea Domnul Iisus că aici e o problemă cu asta. Când oamenii se îmbracă în sac, când se arată, când se plioștesc, vor să se arate oamenilor. Spunea Domnul Iisus, adevărat vă spun că și-au luat răsplata, că își sluțesc fețele ca să se arate oamenilor. Vedeți, chiar și în pediapsa asta, omul vrea să-și tragă un credit. Nu mănânc, Mă sluțesc, nu mă spăl, stau ploștit, le spun atâți că postesc. Dar și din asta omul firesc își trage credit ca să zică oameni vezi, fratele postește. Domnul spunea, nu este ok să ne sluțim, să ne, să ne urățim, să ne pleoștim ca un pipirig ca să ne vadă oamenii, ci să postim în așa fel încât, dragii mei, să ne vadă Dumnezeu acolo sus. Slăviți să fie domnul! E adevărat că, la început, cât ești tânăr în credință, postul este o povară. Dar, dragii mei, pe măsură ce stăm de vorbă cu Dumnezeu, postul devine o bucurie. Mărturisesc că pentru mine, în timp, a devenit o zi frumoasă. Nu îmi este greu. Este o zi foarte frumoasă. Nu e o zi ploată, nu e o zi grea, este o zi în care mă bucur și stau de vorbă cu Dumnezeu. Pentru mine a devenit o zi de părtășie și de plăcere cu Dumnezeu. Îmi aminteam -am când eram tânăr, spuneam, Doamne, ce greu -i. Până la 12 era greu, sandwich din geantă de la școală, parcă îmi făcea cu ochiul. Și număram orele de la 12, era greu. Am zis, nu pot, Eu nu pot să postez, sunt tânăr, nu pot, sunt în creștere. Până la o zi când am spus, Doamne, vreau să învăț. Vreau să învăț. Am zis, nu pot să țin o zi, am ținut două, am ținut trei, zece, douăzeci, treizeci. Și am zis, Doamne, se poate. Au fost săptămâni în care n-am mâncat nimic. Și am zis, Doamne, ce ușori când te apropii de Domnul, cu inimă să te sfințești, când nu uiți de mâncare, când, când spui, Doamne, ajută-mă tu să postezi Îndem tinerii care sunt în această societate consumistă, a mâncăcioșilor, a mâncăilor, să facă această practică chiar dacă la început e greoaie, Chiar dacă la început nu este plăcută, încet, dragi tineri, veți putea să vă disciplinați trupul și ziua de post va deveni o zi a desfătărilor cu Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Dumnezeu ne cheamă să facem din ziua postului o zi a bucuriei și nu una sluțirii feței. Dragii mei, cred că am înțeles aceste cuvinte pe care Dumnezeu ni le-a vorbit. Cuvinte frumoase din Sfânta Scriptură nu sunt cuvintele mele. Dar vreau să rămânem, dragii mei, încredințați că Domnul vrea să facem lucrul acesta. Mai spune cuvântul aici, iată postiți ca să vă ciorovăiți și să vă certați ca să bateți răutăcios cu pumnul. Nu spune aici că postiți și vă ciorovăiți sau postiți și vă certați, că asta ar intra la punctul întâi, post cu necurăție. Spune postiți ca să vă ciorovăiți, postiți ca să bateți cu pumnul răutăcios. Văd aici un fel de post împletit cu concurență. Post împletit cu competiție. Asta e a cincea greșeală și aud deseori, tu taci că tu nu te-ai scris pe listă. E problematic, frații mei. Noi nu postim ca să îi înțepăm pe alții care nu pot posti sau care nu vor să postească. Postiți ca să vă ciorovăiți, că eu am postit și tu nu. Este postul acesta am plătit cu competiție. Cine s-a scris? Cine nu s-a scris? Și această ciorovoială, critică reciprocă, și invers. Am auzit oameni care nu s-au scris și critică postul. Am zis, Doamne, multe se pot critica în biserica asta, dar un post? Un post? Să-l critici? Asta îmi spune că este o boală veche pe care, mă rog, Domnului să o vindece în această biserică. Ce poate fi rău într-un post, fraților? Postul este lucrarea lui Dumnezeu. Ei, și așa, și așa, și dintr-un sens, și din altul Dumnezeu să ne ferească de astfel de post postiți ca să vă ciorovăiți, postiți ca să arătați altora, postiți ca să-i judecați pe alții, postiți ca să-i criticați pe alții. Și Domnul spune, nu, ăsta nu este postul plăcut mie. Dragii -mi, mei, iată cuvinte din Scripturi cu aplicații practice pentru noi astăzi în 2015. Haideți să postim cum îi place Domnului. Poate de seară, dacă Domnul ne ajută, vom continua. Iată postul plăcut mie. Dumnezeu are rețeta lui, are, dacă vreți, recomandările lui. Însă în primele cinci versete spunea, nu așa, nu așa, nu așa, nu așa. De seara, dacă Domnul ne ajută, vom vedea cum. Și Dumnezeu să ne ajute să postim așa cum îi place lui Dumnezeu. Ne ridicăm acum în picioare, dragii mei, la final și mulțumim Domnului pentru această dimineață și vreau să ne rugăm, Domnul să ne ajute să purtăm până la capăt acest post cu bucurie, cu dragoste, și să nu uităm că Dumnezeu are planuri mari pentru Biserica noastră. Dumnezeu este dragoste și vrea să ne binecuvinteze. Mulțumim Domnului pentru această dimineață cu toți împreună. Amin.